De război păreau să fie pregătiți mai mulți membri ai clanului sportivilor luați astăzi pe sus de procurorii de ICOT. Arme, grenade și droguri au găsit anchetatorii în casele acestora după 14 percheziții în capitală și alte două județe. Mai mulți indivizi au ajuns la audiere acuzați de trafic de droguri de mare risc, dar și de arme. Violenți, fără scrupule și cu siguranță fără nicio urmă de respect pentru lege. Așa sunt descriși cei din clanul sportivilor. Vor să facă legea pe străzi și pentru asta s-au înarmat până în dinți. O carabină veche de 200 de ani, o mitralieră, două pistoale de 9 mm, peste 150 de cartușe și o grenadă defensivă. Este arsenalul descoperit de anchetator după ce au întors cu susul în jos 14 locuințe din București, Ilfov și Teleorman. Căutau 10 suspecți, dintre care 9 au fost duși la audieri. Nu făceați cu armele. Pe lângă arme, procurorii au mai ridicat o jumătate de kilogram de cocaină și un cântar de mare precizie. De altfel, acuzațiile sunt de trafic de droguri de mare risc. De 8 luni monitorizau anchetatorii pe interlopi. Așa au aflat că și stupefiantele erau ascunse la prostituate de lux, dar și la anumiți artiști din București. Ce avem noi aici? Vechi clienți ai polițiștilor, cei din clanul sportivilor, au ajuns să-și regleze conturile tot mai des în mijlocul străzii. Dușman de moarte par să fie cei din clanul Metin, peste care s-au năpustit în aprilie 2010. Uitați-l pe ăsta cu pistolul în mână, uitați când trage. Am intrat în casă, am spart tot. Bă, și iau pietre de acolo. Un an mai târziu, taberele s-au ciocnit din nou în mijlocul Bercenului. Am tras toți acolo, nu știu, că am fugit. Erau în jur de 30-40 de persoane, cei din clanul sportivilor. Când nu se războiesc pentru supremație, sportivii fac diverse ilegalități și escrocherii. Un alt membru al grupării a fost prins de oamenii legii luna trecută după ce a năvălit într-o casă din Pipera, pretinzând că este polițist. Nevinovat. Da. Ce făceai dimineață? Port ilegal de frumusețe. Dar ce au găsit la tine în mașină? Nu am găsit nimic, eu n-am mașină. Era însoțit de doi complici, cu toți îmbrăcați în combinezoane negre și cu legitimații false ale Ministerului de Interne. Și atunci, indivizii aveau asupra lor o armă cu glonț, semn că nu se tem de nimeni și nimic. Audierile la DIICOT continuă, procurorii urmând să hotărască pe numele cărora dintre suspecți vor emite ordonanțe de reținere. Carmina Otman a urmărit întreaga zi acest caz și este și acum în fața sediului DIICOT București. Bună seara, Carmina! Câte persoane au fost reținute până acum? Bună seara, până la această oră a fost emisă cel puțin o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acuzația fiind de trafic de droguri de mare risc. Însă audierile continuă și la această oră și probabil că va mai dura câteva ore până când anchetatorii vor da totuși un verdict. Suspecții care vor fi reținuți în această noapte vor fi prezentați mâine dimineață Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Pe lângă acuzația de trafic de droguri de mare risc, se adaugă și cea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, pentru că anchetatorii au găsit în timpul perchezițiilor un adevărat arsenal de război. Anca? Carmina, îți mulțumim!